Stă scris la lege și la mărturie. În cartea Apocalipsa, la capitolul 3, cu versetul 18, stă scris: Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Fiecare membru al bisericilor noastre să-și pună această întrebare solemnă: Cum stau eu înaintea lui Dumnezeu ca urmaș declarat al lui Hristos? Radiază lumina mea spre lume cu raze clare și neîntrerupte. Ca popor, care ne-am luat angajamentul de consacrare față de Dumnezeu, ne-am menținut legătura cu sursa întregii lumini. Simptomele decăderii și ale declinului în bisericile creștine de astăzi nu sunt dureros de vizibile. Moartea spirituală a venit asupra multora care ar trebui să fie exemple de zel, puritate și consacrare. Obiceiurile lor vorbesc mai tare decât afirmațiile lor și stau mărturia faptului că o anumită putere a tăiat funia care i-a ancora de stânca veșnică și ei plutesc în derivă, fără hartă și fără busolă. Martorul credincios dorește să remedieze condiția precară în care se află poporul lui declarat și spune – ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Aduți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Hristos va înceta să ia numele celor care nu se întorc la el și la faptele din tâi, și nu va mai face mijlocire pentru ei înaintea tatălui totuși cazul celor care sunt mustrați nu este fără speranță și nu este în afara puterii marelui mediator el zice te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Chiar dacă se află într-o situație deplorabilă, urmașii declarației lui Hristos nu sunt totuși într-un stadiu atât de disperat precum erau fecioarele neînțelepte, ale căror lămpi dădeau să se stingă și care nu mai aveau timp să-și reumple vasele cu un de Când a venit mirele, cele care erau pregătite au intrat cu el la nuntă, dar când au venit fecioarele neînțelepte, ușa era închisă și era prea târziu ca să poată intra. Însă, sfatul martorului credincios nu-i prezintă într-o situație fără speranță pe cei care sunt căldicei. Există încă o șansă de a se remedia starea lor, iar mesajul către Laudiceea este plin de încurajare, deoarece Biserica necredincioasă încă poate cumpăra aurul credinței și al iubirii, poate încă primi haina albă a neprihănirii lui Hristos.